Feijó Alberto, no. Sánchez Pérez Castejón Pedro, sí. 177 de voturi pentru și 172 împotrivă, a fost aprobată în Parlamentul Spaniol legea amnistiei după un lung proces. Proiectul a fost blocat câteva luni la Senat, unde opoziția are majoritate, și ultima dezbatere a încins spiritele în plen. Esta ley es un acto de corrupción política, de la mayor corrupción política que se ha perpetrado en España desde 1978. Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Europa, señorías, Europa, señorías, Europa la ha bendecido. Liderul separatist Carles Puigdemont, care s-a bucurat până acum de imunitate în Parlamentul European, așteaptă ridicarea ordinelor internaționale de reținere și aducere pentru a reveni în Spania. Això no està exempt de sacrificis i d'incerteses. Alguns de nosaltres portem més de 6 anys i mig vivint a l'exili, sense poder ser al costat dels nostres, ni poder fer una vida completament normal i completament lliure. Carles Puigdemont candidează acum din nou la președinția Cataloniei, deși partidul separatist a pierdut majoritatea în Parlamentul catalan la ultimele alegeri. Amnistia va intra în vigoare după publicarea în buletinul oficial, însă judecătorii au la dispoziție 2 luni pentru a o pune în aplicare după ce analizează fiecare dosar în parte. În afară de Carles Puigdemont, alte 400 de persoane implicate în procesul de independență a Cataloniei vor scăpa de orice responsabilitate penală. Din Spania, pentru Telejurnal, Oana Dobrescu.